ani pe domnul cu ea. Ia cu mașina, voi, dar ia treabă cu noi. Poate să-mi contesti acolo. Dar eu m-am pus acolo, dar m-am pus acolo pe mine numai. Hai, Loredano, mamă! Ei, hai, nu care acolo. Mai mâine. Se vede că e începător și asta e mașinul de începător. Băi, da, băi. De la mașina ta. Cum se vezi că e mașina? Aș nu ai filmat. Wow! Dani recordă. Ia pe toți, mă. Vezi? Sunteți mai grupați pe lângă tine, așa, ca să le ținem de cald. Da, da, exact. Au, eu mai zic. Ia așa, mama, e bă, ești copil. Ești copil. Putem începe, da? Înainte de a începe, vă spun la toată lumea, bine ați venit la acest eveniment. Constat că cele 10 zile de gândire au trecut. La întrebarea pe care am să vă pun, aveți posibilitatea să răspundeți prin da sau nu. Cetățeni, Popa Nicolae, de bunăvoie și nesilit de nimeni, luați în căsătorie pe cetățeana Vremir Sofica Mihaela? Cetățeană, Vremir Sofica Mihaela, de bunăvoie și nesilită de nimeni, luați în căsătorie pe cetățeanul Popa Nicolae? Da. Așa, soția a fost mai hotărâtă. Constați că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege în vederea încheierii căsătoriei dumneavoastră și vă fac cunoscute următoarele dispoziții din Codul Familiei. În România, familia are la bază căsătoria liber consimțită între soți. În relațiile dintre soți, precum și în exercitarea drepturilor față de copii, atât bărbatul cât și femeia au drepturi egale. Drepturile părintești se exercită numai în interesul copiilor. Relațiile de familie se bazează pe prietenie și afecțiune reciprocă între membrii săi, care sunt datori să-și acorde unul altuia sprijin moral și material. Soții hotărăsc de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria. În urma consimțământului, dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. În numele primăriei, orașului Năvodaia și al meu personal, vă urez ani mulți fericiți împreună, să fiți sănătoși, să aduceți pe lume copii frumoși și sănătoși, să aveți înțelegere de plină, realizări cât mai frumoase în viață și să funcționa la o mare casă de piață, vă doresc. Să vă trăiască nașii, părinții și toate rudele care v-au însoțit. Poftiți la semnat! Hai, cu curaj, amândoi, felicitări, să fiți sănătoși, hai să semneze soțul prima semnătură, că e capul de familie, da? Deci vreau descifrabil cu nume și prenume, da? Pe prima linie. Nu te grăbi, și așa ai multe sănături. Încă o dată acolo. Și aici, mai alert. Așa, și acum, aici,
numesc acum doamna Popa. Da? Ai exersat cu noul nume? Da. Cred că n-am știut. Nu. Te-am zis cu noul nume. S-a terminat cu numele tău. Uiți de vrem. Ai și spus da hotărât? Încă o dată? Da, uite acum mă cheamă. Da, prost. Da. Până da, uite acum mă cheamă. O să mai uite. Acum dacă te poză, deci Mihai l-a luat la jumătatea să vă spun. Stai acolo. Nu mai semnați, tu aici, acolo, simulăm. De o șupii, așa, toată familia. Așa, nu te mai ridicați, faceți-vă poză. Ai scălirea certificat? Stai mă, că vici eu spui și o poză, că am uitat. Stai că e doamnă. Da, nu, ia stai. Ei, acum sunteți pe deplin, ați devenit familia Popa, vă felicitați amândoi, soțul cu soția, hai, oficial. Stai așa, stai! Felicitații pe tineri și dumneavoastră. Gata, mama, gata. Da. Mă spun să vă înțelegeți reciproc. Da. Bravo și vouă, felicitări. Da. Da. Unde-i Nicole, da? Felicitări. Da. 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 Cred că-mi tremur o mână. Trebuie să-ți faci așa. Trebuie sănătate și nu mai bine. Tata, tata! Da, tata! Da? Așa. Și sănătate, că casă de piatră. Și gata, vrei. Da, da, da. Ce mama. Să crești el mai. Să se așteptăm noi afară și să iasă ei împreună. Cristi, unde e? Păi după aia mă uitam. Ce l-a văzut la mașină? Nu știu, a venit cu un lucru de la mașină. Te-a lăsat jos? Tot e Nicule. Nicule. Nu mă nimulezi la fotograf. Nu, chiar îmi pare rău. Grav, așa, așa, așa. Am așezat și eu. Nu ți se vede fața. Fata, fata. Da, da, acum. Așa, da. Da.